Apropo, da. că sunt curios, dar vreau să te întreb sincer. Tu ai luat vreun ban până acum de când lucrezi de un an și ceva la Dinamo? Vreun salariu ai luat? Vreun leu? Nu numai că nu am luat bani de la Dinamo, am și contribuit cu, cu sume importante de bani personali pentru a ține lucrurile pe linia de plutire. A, tu ai pus bani de la tine? Da, eu, nu am, eu nu. am. Adică din acest, banii familiei, cum eu Nu veni? am, da. Eu nu am în acest moment un, un contract cu Dinamo, sunt sunt doar reprezentantul acționarilor, sunt administratorul special. Cum în adică baza, contract, în baza în unui mandat. Eu am un mandat de la a asociații de la acționarii clubului. Bun, cum adică? Tu, -ai niciun, tu nu ești retribuit sub nicio formă? Nu, nu sunt retribuit. Păi tu de când ești la Dinamo? Cât ai la Dinamo? Cât ai, Un an? Sau cât? Din, din iulie anul trecut. Și înainte tu de asta, evident că am muncit foarte mult ca să, ca să aflu tot ce e în spatele clubului. Normal, din adică am avut, am avut cel puțin sute de întâlniri, o probabil. lună și jumătate în care aproape în fiecare zi am fost dedicat acestui, acestui proiect. Bun, și pe lângă aceste luni înainte, până te-ai pregătit, în care normal, normal, că și tu din iulie până astăzi tu n-ai salariu? Nu. Deci tu faci practic, cum se zice, pro bono, tot ce faci, din dragoste pentru Dinamo? Da. Și n-ai încasat niciun leuț? Am făcut asta din, din dragoste pentru Dinamo și pentru că am considerat că Dinamo are o șansă mult mai bună cu, cu sprijinul meu și cu expertiza mea aici. Bun, și, ai, și tu ai adus și ai pus bani, ai pus sume importante? Am și pus sume importante. Adică da, vorbim da, probabil special, de mii de euro, da? Nu special, mă gândesc la altele, nu? În special la începutul sezonului am contribuit. Le-ai dat la jucători, mă gândesc, nu? Sunt un club de fotbal are atât, de multe, atât de multe cheltuieli, nu vorbim doar de jucători, vorbim și de. A, și vorbim de până. agenți, vorbim de cazări, da, nu vorbim, sunt, de da, de avion, de vorbim de bilete de avion, vorbim bucătărie, de bucătareasă, omul... de Exact, de diverse sume pentru diverse reparații, de. Da, un, un club de fotbal. De ce ai pus, un, proba club de, un club de fotbal este mult mult mai mult decât uh, majoritatea fanilor. Am înțeles. De ce ai scos câteva mii de ore liniști din buzunar care le-ai pus din chiar, dragoste de dinamă? Chiar mai mult decât atât, dar da. Am înțeles, da. Interesant. Jos pălărie. Asta chiar înseamnă dragoste. Și acum ce ar fi mișto, nu stă de afară. Da. Și da. <laughs> nu. Și Știi, noi acționar, să zică peste o lună la sfârșit da. mulțumim domnul Vlad Păi nu, nu, că așa pățesc ăștia. Ăștia care pun suflet, știi că de multe ori și-au un freză. Să nu generalizăm, pentru că sunt și, sunt și membrii de DB care au contribuit cu, cu sume normal, importante normal. și au fost absolut esențiali. Chiar dacă bugetul clubului n-a fost asigurat decât într-o într măsură parțială, chiar și în acest sezon, adică am, am acumulat datorii și a fost nevoie de, de negocieri continue cu, cu creditorii și cu furnizorii noștri, și le mulțumesc încă o dată pe această cale că ne-au ne -au înțeles și au înțeles situația. Foarte multă lume nu înțelege, foarte multă lume spune, ok, DDB a ținut clubul în viață, într-adevăr, le mulțumesc încă o dată fanilor, și fără ei n-am fi ajuns aici, însă uh, nu ne-a fost ușor. Adică banii care au venit prin intermediul programului DDB n-au ajuns pentru cheltuielile operaționale. Au fost măcar jumătate? Ju uh, au fost mai mult, ceva mai mult decât uh, jumătate, dar vă dați seama, în fiecare, în fiecare zi, săptămână, lună, aveam discuții cu creditori, cu angajați. Au cu fost zi ai avut zile de coșmar în care nu ți mai venea să răspunzi la telefon? Am avut și astfel de zile, însă dacă eu nu răspundeam la telefon, lucrurile se puteau agrafa, așa că am preferat să discut, am, am purtat un dialog și port, port în continuare. Telefonul meu e mereu deschis, 24 din, din 24. Am primit Telefoane foarte târziu, am primit Ce telefoane. Și la 3 dimineața, care, am primit telefoane în care am primit tot soiul de amenințări, inclusiv de, de natură juridică sau chiar dincolo de, sau dincolo de această limită. De la creditor, Dar, nu? Dar, da, de la creditori, de la foști angajați, de la diversi, divers oameni, adesea ei aveau întrebări și îngrijorări absolut legitime și a trebuit să, să mediez toate aceste... Ti facem noi pitinii, Vlad Iacobă! Toate aceste probleme care au fost, pe care le-am le, -a, pe care le -am moștenit,